Am participat astăzi la un exercițiu deosebit de complex, desfășurat pe Marea Neagră, sub coordonarea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. Prin acest exercițiu evaluăm o aplicație care s-a derulat timp de 3 săptămâni și care a vizat verificarea capabilităților de intervenție a autorităților statului român în cazul la două tipuri de situații speciale de urgență. Cazurile de poluare maritimă și cele de salvare a persoanelor aflate în dificultate pe mare, inclusiv în cazurile de migrație ilegală. Scenariul nu a fost ales întâmplător. Așa cum știți, gestionarea fenomenului migraționist pe mare este o problemă de actualitate care preocupă toate statele membre ale Uniunii Europene. Contextul geopolitic, ultimele evenimente înregistrate în Marea Mediterană și cazurile cu care am început să ne confruntăm în Marea Neagră demonstrează faptul că presiunea migraționistă către statele europene este în creștere. În ultimii doi ani, Poliția de Frontieră a salvat peste 500 de migranți aflați în situații de risc. Anul acesta am avut un caz în care 70 de persoane au fost salvate de pe o embarcațiune, iar cu aceste situații este posibil să ne mai confruntăm. Am coordonat acest exercițiu de la bordul navei Amiral la Poliția de Frontieră Ștefan cel Mare și am avut alături pe toți colegii din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Șef de Armă, Ministerul Transporturilor și Ministerul Sănătății. Apreciez că exercițiul a fost unul oportun și s-a desfășurat în condiții foarte bune. De altfel, ați fost și dumneavoastră prezenți pe nava Amiral Ștefan cel Mare. Pe parcursul său a fost testată capacitatea de coordonare, intervenție și comunicare între forțele participante, centrele operaționale de comandă, Centrul Național de Conducere Integrată din Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Operațional de Comandă al Guvernului, care funcționează la guvern 24 de ore din 24 de ore, și Platforma de Coordonare Operațională, componentă interministerială cu atribuții operaționale ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. Potrivit strategiei de acțiune pe care am aprobat-o la sfârșitul anului trecut, noul concept de intervenție este unul integrat care utilizează toate resursele și toate capabilitățile pe care statul român, într-o anumită arie, le poate pune la dispoziție pentru ca să putem să gestionăm orice situație de criză. De aceea felicit toate structurile implicate pentru mobilizare și pentru modul profesionist în care au acționat. Vreau să remarc profesionalismul Poliției de Frontieră. Aici se remarcă și experiența pe care Poliția de Frontieră Română a dobândit-o, mai ales în misiunile internaționale Frontex. România are o capacitate ridicată de reacție, intervenție și gestionare a unor situații speciale în Marea Neagră și frontiera României pot spune, ca vicepremier pe Securitate Națională, că este o frontieră sigură. De altfel, România asigură protecția, siguranța frontierei de est a Uniunii Europene peste 1100 de kilometri. Așa cum am spus de fiecare dată, România are argumentele să fie stat membru al spațiului Schengen, iar acest obiectiv este un obiectiv important, aș putea spune strategic, pentru noi. Pentru ceea ce urmează în perspectivă, vă pot spune că vicepremier pe Securitate Națională, vreau să subliniez în primul rând că România are o colaborare foarte bună cu Bulgaria, cu Turcia, state membre NATO, iar această relație ne ajută să avem o abordare integrată, inclusiv în fața fenomenului migraționist. De altfel, la viitorul exercițiu de acest gen, ne-am propus, am vorbit și voi invita și partenerii din Bulgaria și Turcia, în condițiile în care problematica migraționistă este un obiectiv strategic comun ca state
România și Bulgaria membre ale Uniunii Europene și ca state NATO România, Bulgaria și Turcia. Mulțumesc foarte mult și a fost foarte o mare onoare pentru mine, pentru colegii mei din Guvernul României să vă prezint această aplicație care sigur va duce la creșterea capabilităților și a siguranței cetățeanului în România. Mulțumesc! Potrivit scenariului, o navă de croazieră cu 30 de pasageri sub pavilion străin a solicitat ajutor fiind avariată și în derivă în urma producerii unui incendiu la bord. Forțele și mijloacele de intervenție au fost deja alertate cu privire la producerea evenimentului și conform planului de intervenție și-au început deplasarea către locul producerii acestuia. Ne aflăm în zona evenimentului naval, în care puteți observa, în partea dreaptă, nava maritimă Captain M, care a solicitat ajutorul de urgență. Aceasta este marcată de către nava remorcher, ambarcațiunea de dimensiuni reduse, din apropierea navei Antares de culoare portocalie, semnalizată cu fum de marcaj ca urmare a incendiului la bord. De asemenea, în zona evenimentului sunt marcate bărcile și plutele de salvare lansate la ordinul comandantului navei avariate, precum și membrii ai echipajului și o parte a pasagerilor în apă. La fața locului ajunge un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne, aeronavă de tip Mi-17, având misiunea de cercetare aeriană și survol aerian. Aeronava a fost redirecționată dintr-o altă misiune de sprijin aerian către zona evenimentului naval în vederea executării cercetării în zona de căutare stabilită de Autoritatea Navală Română, evaluării situației la fața locului și transmiterii primelor date și informații referitoare la coordonatele reale ale navei avariate, a bărcilor și plutelor de salvare, precum și a persoanelor aflate în apă. Elicopterul se poziționează la o altitudine de aproximativ 300 de metri și începe cercetarea circulară, pornind de deasupra navei avariate, în cercuri concentrice care vor acoperi întreaga arie, comunicând coordonatele și așteptând sosirea în zonă a capabilităților aeriene și navale alertate. La locul incidentului sosește prima navă pentru intervenție SAR, nava Topaz, aparține Agenției Române pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare, aceasta fiind desemnată de către Centrul de Coordonare al Autorității Navale Române, să asigure responsabilitățile de coordonator la fața locului. După ajungerea navei în zona indicată, echipajul pune în aplicare procedura de căutare și salvare. Agenția are în dotare navele Opal SAR și Topal, care au fost achiziționate în cadrul proiectului Îmbunătățirea Siguranței Maritime și pe Căile Navigabile Interioare. Din partea stângă puteți observa apropierea de zona de intervenție a elicopterului Ministerului Apărării Naționale, tip Puma Naval.
Prima navă aparținând Poliției de Frontieră, NAI 1103, care sosește în zonă, primește de la coordonatorul la fața locului misiunea de a recupera 12 persoane aflate în a doua barcă de salvare și de a cerceta aria din apropierea celei a doua flute de salvare. Corveta 264, contra-amiral Eustaciu Sebastian, se sosește în zona de intervenție și acționează pentru recuperarea a 10 persoane din cea de-a doua flută de salvare. Se constată că 8 persoane sunt grav rănite, iar 2 prezintă răni ușoare. Personalul de pe navă activează serviciul de telemedicină, iar la recomandarea medicilor, corveta începe deplasarea de urgență către Dana de acostare, unde răniții vor fi preluați de echipajele medicale din area de primire. Facilitățile de asigurare medicală ale navei Corveta 264 sunt reprezentate de un cabinet medical și o infirmerie cu 4 locuri. Nava poate ambarca aproximativ 200 de pasageri pe punțile exterioare. La solicitarea RAS, elicopterul Ministerului Afacerilor Interne, Mi-17, preia prin troliere cu salvatori, folosind scaun, centură de salvare, 2 persoane aflate în stare de putere.